Ministerul Sănătății asigură redistribuirea locurilor și posturilor rămase neocupate în sesiunea de rezidențiat de anul acesta. Pentru a asigura alegerea celor 197 de locuri rămase neocupate la concursul de rezidențiat din noiembrie 2023, Ministerul Sănătății organizează redistribuirea acestora conform prevederilor legale pentru candidații care au obținut punctaj de promovare în sesiunea din mai. Este vorba în special de posturi din specialități deficitare precum medicină de familie, medicină de urgență, chirurgie generală, care pot fi ocupate în ordinea descrescătoare a punctajului de către candidații care au obținut punctajul minim de promovare în sesiunea suplimentară de rezidențiat din luna mai în domeniul medicină. Solicitanții pot depune direct sau prin poștă cererile în intervalul 15-29 decembrie, iar redistribuirea se va desfășura în data de 30 ianuarie 2024. Alexandru Rafila a declarat la începutul lunii decembrie despre rezidențiat că din cele aproape 700 de locuri la medicina de familie au rămas libere 40, adică 6% din totalul locurilor alocate. El a menționat că sunt aproape 200 de locuri libere la chirurgie, medicină de urgență și medicină de familie și că s-au gândit la o soluție rapidă ca în perioada imediat următoare posturile să fie ocupate conform legii.